Bună seara, stimați telespectatori, și bun găsit la o nouă ediție Ora Adolescenților. Mai degrabă zis un nou sezon, pentru că, după cum vedeți, am schimbat puțin situația în sine din punct de vedere al prezentatorilor. Adică o am pe colega mea, Livia Boșteog, și subsemnatul Cosmin Dragomin. Avem mari emoții pentru această emisiune, pentru că am decis să o reluăm și să, nu știu, să dezvoltăm subiecte interesante pentru tineri, pentru că știu că mulți dintre ei, sau mulți dintre noi, pot să mă consider și eu tânăr, chiar dacă am 28 de ani, dar cred că avem ceva de spus în legătură cu muzică, în legătură cu teatru, în legătură cu orice activitate culturală. Așadar, Livia, te rog frumos să-i prezinți pe invitații noștri din această seară. Desigur, bună seara! După cum a precizat și Cosmin, noi suntem gazda dumneavoastră în cadrul emisiunii Ora Adolescenților și vă așteptăm în fiecare sâmbătă seară de la ora 18:30 alături de noi. Sunt foarte bucuroasă că fac parte din acest proiect. În această seară îi avem alături de noi pe Dragoș Pantazică și pe Teodor Marcu, doi adolescenți care cu siguranță au ceva de spus în această emisiune și nu numai. Da, au ceva de spus, datorită faptului că, din câte știu eu, o să încep cu Teo. Prefer să zic Teo, să nu mai... Teodor, să nu ne mai încurcăm. Da. Am înțeles că faci parte din Consiliul... Local al tinerilor. Deci, vedeți și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, că avem tineri care se ocupă cu activități foarte frumoase la noi. Și chiar mă gândeam, zic, bă, de ce? Adică, totuși, tu în ce clasă ești? Clasa 11-a, la Colegiul Alexandru Alexandru Ioan Cuda. Ia uite, clasa 11 deja este președinte, mâine pui mâine candidează și uite așa ajunge cine ajunge. E perfect. Spune-mi despre tine, cum ai ajuns să fii președintele tinerilor? Bună seara, în primul rând. Toată această colaborare cu primăria și Consiliul Local al Tinerilor a început în clasa a 10-a, când un prieten de-a meu, fostul președinte, mi-a propus această funcție, așa am candidat. Etapele au fost să mă aleagă colegii din liceu, am avut câțiva candidați. Apoi, următoarea etapă a fost ca toți cei aleși din toate liceele să mergem în ședința mare din primărie, să ne expunem punctul de vedere, așa am fost aleși. După acestea am fost prezentați oficial, le-am început proiectele, le-am început, zic așa, noile prietenii și uite acum sunt în fața dumneavoastră prezentându-mi Consiliul. Foarte frumos, chiar e bine să auzi că tinerii vor să schimbe ceva, pentru că nu prea se pune accent foarte mult pe ceea ce facem noi. Da, ăștia sunt tineri, noi trebuie să ascultăm de cei mari, pentru că așa e legea. Nu o să mai fie așa. Și nu întâmplător l-am adus aici pe Dragoș, pentru că, din câte știu eu, voi sunteți buni prieteni de mici, nu? Da, 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 da. Chiar da. De 17 ani. Din maternitate. Mamele noastre s-au întâlnit în maternitate. E o chestie interesantă, pentru că eu ulterior am aflat, ce pot să spun este că Livia s-a ocupat mult mai mult decât mine în activitatea asta cu Ora Adolescenților și îi sunt recunoscător pentru acest lucru. Și de asta am aflat anumite chestii, mi-a spus astăzi... Să știi că ei sunt buni prieteni, dar ei au fost certați o perioadă. Și atunci zic, da? V-am dezvăluit un mic secret. Exact, zic, las că e bine așa că putem să facem un pic, să băgăm un pic de râcă între voi. Dar până să ajungem acolo, Dragoș, din câte am înțeles, tu practici un sport. Da, da. Bună seara în primul rând și mulțumesc pentru invitație, mulțumim pentru invitație. Mare drag, vă mai așteptăm oricum pe la noi. Și o să venim de fiecare dată. Mare plăcere. Da, practic de 12 ani karate Shotokan, deci de la vârsta de 5 ani și totul a fost pur și simplu dintr-o întâmplare. Când eram mic eram un om, un copil de fapt, care avea foarte multă energie, mă uitam la filme cu Jackie Chan, cu Bruce Lee, vedeam cum se bat, cum fac toate tehnicile alea, super tari, super frumoase și încercam să-i copiez. Iar fix atunci, în 2004, a venit în oraș antrenorul meu, Daniel Fusaru, despre care lumea știa foarte multe, știa că este un mare campion, știa că pur și simplu a făcut foarte multe pentru țara asta și țara îl recunoaște ca fiind un sportiv extrem de bun. S-a dat un anunț în ziar, s-a spus că
vor începe antrenamentele cât de curând și așa am ajuns și eu să fiu chiar printre primii elevi, chiar primul sau al doilea elev. Foarte frumos. Al antrenorului meu. Bun, dar întreb și eu acum, na, da. Este un sport totuși, nu pot să zic violent, dar na, este un sport de contact. De ce ai ales fotbal? Sau, nu știu, știi cum mai făceau ăștia glume, ești sportiv, da, ce joci, șah? Da, da. Și el este un sportiv până la urmă. Da, da, normal, normal, pentru că este un sport al minții și este chiar un sport foarte, foarte greu. Cum avem și noi în Japonia, există sportul Go, care este pe principiul șahului, numai că acolo e 64 de pătrățele și scopul tău este să capturezi piesele inamice prin mai multe scheme, să le înconjurezi. Am înțeles. Și de ce n-am ales fotbalul sau alte sporturi? Păi, pur și simplu nu m-au atras. Nu m-au atras, nici pe ai mei nu i-a atras. Voiau să fac ceva mai diferit. S-au gândit și la tenis, dar îți trebuie foarte mulți bani ca să ajungi undeva sus. Extrem de mulți bani și trebuie să renunți la foarte multe chestii. Așa este la noi. Sincer, da, corect, corect, și corect. Poate nu fi și numai, în alte nu numai da, la așa, Cosmin, așa este în general, din păcate. Mulți tineri poate da, că corect. Nu reușesc să își împlinească visurile tocmai din cauza faptului că au nevoie de sprijin financiar destul de mare. Da, da, așa este. Așa este. Și în mare parte ai mei de fapt au ales sportul ăsta, nu l-am ales eu. Ai mei l-au ales pentru că m-au văzut pe mine ce făceam și de ce eram capabil. Și în primul rând, da, este un sport violent. Chiar este un sport violent. Dacă știi să-l practici bine, este un sport foarte violent, pentru că poți să rănești lumea. Dar când intri în sala aia, când intri în acel dojo, pentru că așa se numește dojo, totul începe să devină altfel. Începi să ai un stil de viață, începi să respecti anumite reguli și să te comporți altfel. Începi să respecti lumea, începi să te comporți bine cu ceilalți, să asculți, să spui, nu de fiecare dată, că... Dar de multe ori să spui adevărul, pentru că niciun om acum nu poate să spună adevărul de fiecare dată. Și asta e chestia. Eu nu practic un sport, practic o artă. Da, pentru este... că evident orice sport este o artă și arta este o formă este de o artă, educație. Este o artă marțială de foarte mult timp și este o artă care pur și simplu te educă. Ți s-a întâmplat datorită sportului pe care îl practici să ai... oameni din exterior care nu te cunoșteau sau te cunoșteau și au venit gen că știu că dacă tu practici un sport de contact, nu ai voie în afara competițiilor corect. Să lovești. Semnezi exact, la începutul la federație, semnezi așa, un contract în care nu trebuie să folosești tehnici pentru că risc să fii suspendat. Pentru că sunt și eu în aceeași situație, numai cu un alt sport de contact, o altă marțială. Deci, ei nu numai că sunt prieteni din copilărie, dar practic v-ați bătut vreodată amândoi unul cu altul? Da, le-am bătut și cine a fi sală. Rămâne. Bine, 2-1 pentru el. Să recunoaștem. Trebuie să ții revanșa, da. Teodor, ne-am Ediția viitoare o să vă spunem rezultatul oficial. Da, o să vă spunem că o să fie 3-1. Deja ați pornit bine. Am pornit, da. Bine că există competiție. Nu, între noi este mai mereu competiția asta, dar noi, orice s-a întâmplat, tot o să fim prieteni. Am înțeles că sportul pe care îl practici tu nu este unul considerat olimpic. Da, corect. Teodor, da. Corect. Și în această cauză există și o mică... Da, foarte multă lume, exact, corect, asta este foarte adevărat. Foarte multă lume care practică un sport olimpic atacă sporturile neolimpice. De ce? Pentru, cum spune și Teo, spune că, băi, la voi nu sunt mulți, la voi este greu să ajungi acolo, la voi este ușor, de fapt, să ajungi acolo, la noi este mult mai greu. Însă este total greșit, pentru că eu nu știu ce faci tu în sportul tău, deci tu n-ai de unde să știi ce fac eu în sportul meu. N-ai de unde să știi. Tu n-ai fost acolo și tu... N-ai făcut ceea ce am făcut eu și n-ai văzut ce am văzut eu și câți concurenți au fost. Fiecare campionat mondial la care am fost, european, open, mare, internațional, au fost foarte, foarte mulți sportivi din toată lumea. Deci am văzut oameni până și din Congo. Din Congo. Și mie nu mi-a venit să cred că am văzut oameni din Congo și Congo, până la urmă, dacă nu mă înșel, este... O republică democratică și mai este una care nu este. Sunt două republici, Congo. Da? Și au venit din ambele părți. A venit China, care China este un... Practică, sportul lor este altul. Dar au venit și ei. Japonia. A venit până și Coreea. Corea. Da. Și coreenii practică taekwondo. Sportul tău. Deci e foarte multă lume acolo și este foarte, foarte greu să ajungi pe primul loc. De fapt, este ușor să ajungi pe primul loc, dar este foarte greu să te menții acolo. Este extrem de greu. Iar mie mi-a trebuit foarte, foarte mulți ani de muncă ca să ajung acolo, deoarece
am pierdut la extrem de multe campionate. Da, bine, cred și eu că prin muncă o să ai și rezultate. Normal. Corect. Iar sportul nostru deocamdată este neolimpic și va rămâne neolimpic, pentru că karateul are foarte multe ramuri. El a fost creat la un moment dat și de acolo au venit alți maestri ce au creat propriul lor stil. Iar acum asta recent, nu chiar recent, dar de câtva timp, s-a făcut un sport, WKF, World Karate Federation, în care sunt toate stilurile îmbibate. Și din 2020 va fi olimpic, s-a anunțat deja, că mi se pare că s-a anunțat și baseball-ul și rolele, mi se pare că... Da, și dansul la bară. Și dansul la bară. Dansul la bară este extrem adică de greu. Foarte multă lume spune că este un sport banal. Sau că este un sport pervers, dacă aș putea spune. Exact. Ați văzut și în emisiunea asta de talent show, care au fost multe persoane care mergeau la olimpiadă pentru așa ceva. Și dacă dansezi la bară, înseamnă că te ocupi cu altceva. Trebuie neapărat să fii criticat. Orice sport ai face, trebuie să fii neapărat criticat. Nu se poate. Dacă sunt criticat, mă vorbește lumea, înseamnă că există. Corect? Da, înseamnă că există. E corect. Acum, din punct de vedere cu sporturile olimpice care s-au aprobat, olimpiada a pornit în vechi timpuri din Coloseu. Nu ar trebui să pierdem, zic eu, adevăratele sporturi. Parcă în Londra, a fost propusă să scoată luptele greco-romane, care ele sunt în esență olimpiada, de acolo s-a pornit. Să scoatem jocurile, luptele greco-romane, să punem dansul la bară, știu, este foarte greu, dar mi se pare puțin cam exagerat. Acum luptele arte marțiale ar trebui să fie acolo, să fie prezente, dar dansul la bară sau, nu știu, baseball-ul, cum s-a zis acum, nu sunt. Pierdem esența, din punctul meu de vedere. Dacă îmi permiteți puțin. Fiecare sportiv are dreptul să se afirme. Absolut fiecare sportiv. Și cum te afirmi tu ca sportiv? Trebuie să particip la olimpiadă. Ăsta este țelul meu, să particip la olimpiadă. Trebuie să ies cel mai bun dintre cei mai buni. Asta trebuie să fac corect. Eu. Dar eu, dacă ești cel mai bun dintre cei mai buni, lumea o să știe chestia asta. Atâta timp cât sportul meu nu este olimpic, cine mă va ști? Eu cum voi rămâne în istorie? Voi rămâne în istorie? Te gândești la istorie, începe să-mi placă stilul ăsta de emisiune. De asta am și... deci vă spun acum, dragi telespectatori, vedeți că și acum am emoții. Eram foarte, începem emisiune nouă, un nou sezon. Hai să vedem cum facem. Zic, aveam emoții cu Livia, vorbeam, băi Livia, ce vorbim? Nu știu, las că vedem, trebuie să fie tot la... Dar uite că deja, parcă, chiar dacă e prima emisiune, deja mă gândesc la a doua emisiune. Intrăm în niște subiecte pe care multă lume ar trebui să le știe. Putem vorbi despre foarte multe domenii. Ca de exemplu, în afară de președinte al tinerilor și sportiv. Așa, am înțeles că ai mai fost și mister tu. Desigur, da. Aici este polemica voastră. Aici vreau să spun, dragi telespectatori, că atât Teodor cât și Dragoș, pe lângă faptul că sunt niște sportivi de performanță, au participat împreună și la balul bobocilor în clasa a noua, deci sunt pasionați totuși și de ceea ce ține de entertainment, scenă, spectacol. Haideți să aflăm mai multe legate am de acest subiect. Am înțeles că ați participat hai să vă zic eu cum a stat treaba. De ce? El are altă părere? Ei, am înțeles. Vedem acum. Noi am avut un colectiv, noi am fost la noua clasă de matematică informatică, am fost un grup de prieteni care ne știam înainte. Despărțit. Da. De nedespărțit. Eram vreo 7-8. Și de acolo am participat 3 la mister. Adică la balul bobocilor. Și ne gândeam, ce să facem? Hai să participăm. Da, și de acolo am mers la preselecție, etc. Și o dată ce ne făceam probe de agilitate, pentru că alea sunt în momentul cel mai culminant al balului, să vedem ce poate fiecare, au început micile șicane. A mea e mai bună, ba nu, eu mă descurc mai bine. Da, și, momentul meu da, mai jocul, okay. jocul psihologic a început. Corect. Și, na, ușor, ușor ne-am îndepărtat. Este o competiție și toți vrem să câștigăm. Fiind mentalitatea de sportiv și eu și el, nu, vrem să câștigăm. Și uite așa, a venit ziua balului și acum rezultatul... Se vede. Deci să înțeleg, deci tu ai câștigat misterul, da? Așa, și tu?
Nu, eu n-am câștigat absolut nimic. Dar, da, băieți, ceea ce vreau să precizez este faptul că acest concurs, da, de Miss și Mister nu v-a îndepărtat. Nu, ci de fapt nu, nu. La fel. Eu am fost în aceeași situație ca și voi, împreună cu prietena mea cea mai bună. Am participat împreună la Balul Băbocilor. A existat aceeași competiție între noi pe parcursul balului. Ea a câștigat Miss Boboc, eu am câștigat Miss Popularitate, nu am vorbit 2 luni de zile deloc una cu cealaltă, dar asta ne-a apropiat și mai mult. Și între voi a fost aceeași chestie, ați vorbit? Nu, noi n-am vorbit, n-am vorbit în timpul balului, balului. Dar după ce a câștigat... Păi după ce s-a terminat, hai să vedem, să la petrecere, suntem prieteni, dar n-a fost, ceva de genul, uite, eu am câștigat-o, nu, să-ți facă niciodată, nu, s-a pus punct și ne continuăm prietenia. Între băieți este mai simplu, între fete e mai dificil când vine vorba de subiect. Este chestia și mentalitatea de sportiv, cum a spus și tău, pentru că primul lucru pe care trebuie să-l știi să-l faci într-o competiție și într-un sport este să știi să pierzi. Da, corect. Da? Da, corect. Ai câștigat continuu, ai pierdut continuu. Normal. Asta trebuie să faci de fiecare dată. Și am fost chiar bucuros pentru el că a câștigat. Normal că după oameni stai mișicane când îi spun eu, și că băi, să știi că proba mea a fost mai bună. Dar nu, el a avut o probă de impact, a avut o probă care a lumii a plăcut și... Ce drăguț, cred că Dragoș spune asta în premieră. Da, corect. Îmi aduc aminte, am avut o probă în care să ducem un obiect semnificativ. Și eu am adus medalia, el și-a adus centura. La fel, am vorbit despre sport. Deci mereu a fost dacă aceleași pasiuni. Și trebuia fiecare să-și aducă... Cum ai adus tu medalia și el... Nu, lasă microfonul, că la vremea aia eu cântam pian, deci îți dai seama să mă vezi pe mine cu pianul. Da, asta e, despre asta este vorba. Da. Referitor la concursuri, nu știu care dintre voi, am văzut, m-am uitat un pic așa pe un desfășurător pe care l-a făcut colega mea, Livia, și am văzut că v-ați plimbat puțin prin Europa. Din punctul ăsta de vedere, Dragoș, la sport este... M-a întrecut pe acest domeniu. Eu m-am oprit la zona balcanică. El a trecut deja de granițele astea și na, este cel mai bun ca mine ca sportiv și vreau să recunosc asta. Poți să-mi povestești puțin, Teo, la început, spune-mi despre primile pe care le-ai luat, după aia luăm și pe Dragoș în primire, nu e? Fac taekwondo de 7 ani la domnul Mălureanu. Sunt pe plan național... Am câteva premii naționale, campion național, locul 2, locul 3, am fost mereu pe podium, component în lotul României în ultimii 2-3 ani și am fost la, și toate mele majore au fost în Belgrad, în Bulgaria și în Grecia. Deci la fel, în zona asta balcanică, atâta. Am înțeles. În Belgrad mi se pare chiar mai purta centura. Da, i-am luat centura pentru că nu o mai aveam pe a mea, am pierdut-o și i-am zis, dragul, dar și mi-e împrumutăm centura. Și o centură foarte valoroasă pentru mine, da. Da, tu, spune-mi, Dragoș, tu ce premii, care sunt cele mai importante rezultate pe care le-ai avut cred în ultimii ani? Cred că toate sunt importante. Da, absolut, absolut. Începând de la primul pas, de la ultimul. Cred că... Cele mai valoroase, de fapt. Nu, o să încep. Dacă pot să încerc cu prima mea competiție. Desigur, da, la care n-am luat absolut nimic. Eram mic. Bine, a fost și problema că la noi există 2 competiții mondiale. Există, și aici mă refer că există o competiție pentru cei de la centura maro în sus, care se numește campionatul mondial, respectiv campionatul european, și cei pentru centurile colorate, cei care pur și simplu nu sunt inițiați încă în artele marțiale și aceea se numește Cupa Mondială sau Cupa Europeană. Și... Problema la mine a fost că eu am participat din prima la campionatul mondial. Din prima. N-am trecut prin stadiul... E dus direct în extrem. Da, exact. Băi, nu iau exact, de jos. Exact. Direct acolo. N-am trecut prin acel stadiu și în Franța am avut primul campionat mondial în 2010, mi se pare. Și am luat doar locul 4, mi se pare. Da, doar locul 4 și la Cumite, care este pur și simplu bătaia. Cred că cea mai mare bătaie din viața mea. Deci eram foarte mic și m-am luptat cu un adversar care este cât Teo. Deci care a fost cât Teo. Și nu am văzut poza. Am văzut poza. Voi. Am văzut-o. Nu, dar el era mic. Eu eram foarte, foarte mic. Deci eram foarte mic. Am văzut dar poza foarte amuzantă. El era imens. Era imens. Deci mă uitam la el și nu vedeam stânga dreapta, îl vedeam numai pe el. La cât de mare era. După, în 2013, am fost în Ungaria Neger, la campionatul european și acolo a fost primul meu loc, am luat locul 2, era mini cadet și puteam să iau și locul 1,
Bine, n-ar trebui să puteam să iau locul 1, pentru că nu-mi prea place să aud lumea că poate zică, băi, pot să fac asta, dar n-am făcut-o. Nu, am luat locul 2. Am luat locul 2 fiindcă eram foarte entuziasmat, că n-am ajuns niciodată în finale și n-am mai stat să mă mai odihnesc. Era un tip care era foarte bun, mă mai bătuse înainte și am zis, intru și-l nenorocesc, nu mai știu ce mi-a făcut cu el. Am intrat și a fost exact invers, m-a nenorocit el pe mine. Și cam asta a fost, am luat locul 2. Însă, în schimb, am fost foarte fericit. După a doua zi am fost băgați în echipe, pentru că dacă e o medalie, te bagă a doua zi la echipe. Și eu eram în cadet și a fost băgat într-o echipă de cadeți. Adică da. 14-16 ani, aveam vreo 13 ani sau ceva de genul. Așa. Și cel mai bun... Da, și în ultimul timp am avut acum cele mai bune rezultate. Acum un an în Belgia, în Bruges, a fost Open-ul Belgiei. A fost o competiție extrem de puternică în care au participat țări extrem de bune, foarte, foarte bune. Și de pe mai multe stiluri, nu doar de pe stilul meu. Și am luat locul 1 la kata, care este proba de maestrie tehnică. Este cea mai grea, după părerea mea. Am luat locul 2 la seniori. Am participat împotriva antrenorului meu, ceea ce a fost pentru mine cel mai bun lucru. Am participat împotriva lui, pentru că a fost un open. Participa toată lumea. Și? Ai câștigat? Și am luat locul 2 și antrenorul meu a luat locul 1. A fost o diferență de 60% între noi, adică s-a văzut clar. El pur și simplu, a fost supranumit de legend. În anul 99 sau... Nu, și în anul 1999 și în anul 2000 primeai câte o cupă imensă și trebuia să o dai ca Champions League-ul. Am înțeles. Da, și el a fost cel mai bun în anii aia. Deci absolut nimeni nu trecea de el. Și a luat locul 1 și prin Londra, a participat și pentru Anglia. Niște rezultate cum n-am mai văzut niciodată. Și acum în anul ăsta, în Germania la Europene, la fel am ajuns în finală cu un român. Dar, din păcate, m-a bătut și acum în Bulgaria am luat locul 2 la kata, locul 3 la kumite și locul 1 cu echipa la kumite. Foarte frumos. Deci iată că se poate și la Neca. Da. Pentru mine e, cum să zic, e ceva nou, pentru că aflu de la voi lucruri pe care noi nu le știm. Și când zic nu le știm, nu mă refer numai la mine sau generația noastră, că suntem tineri. Că așa noi între noi suntem prieteni, ne cunoaștem. Salut, ce faci? Ai fost încolo? Da, tu ce faci? Ai cântat? Da, ai fost la concurs? Da, tu te-ai dus, te-ai bătut? Da. Adică între noi putem să aflăm lucrurile astea. Dar cei de acasă nu știu, pentru că din câte am văzut, sau mai bine zis, din câte n-am văzut, că e cel mai ok așa, nu sunt mediatizate lucrurile astea. Da, absolut deloc. Scuze, vreau să adică continui și asta. Spune de idee. Bă, este un concurs, adică e un concurs de arte marțiale, cum practici tu sau tu, dar să știe lumea, adică nu văd nicăieri treaba asta. Da, vreau să continui toată problema asta, pentru că băieți la clubul meu, fetele și la el la fel, luăm premii. Suntem acolo sus, de fiecare dată pe podium, dar lucrul ăsta nu este nici sponsorizat. Iar la taekwondo a ajuns într-un moment în care tot echipamentul este electronic. Este prin punctajele sunt electronice, totul este electronic și costă cam greutatea lor în aur, să zic așa. Și trebuie să te antrenezi. Ne antrenăm într-o sală mică, poate unele este și frig și uite, noi câștigăm, dar nu ne bagă lumea în seamă. Asta ar fi o mare problemă. Și trebuie cumva să ajutăm tinerii sportivi, pentru că ei îi văd și parcă sunt mai buni ca mine după atâția ani. Trebuie să-i încurajăm și să-i susținem. Da, scuză-mă, Cosmin, ceea ce vreau să precizez că, în general, este nevoie mai mult decât de apreciere și de un sprijin. Dar, până la urmă, emisiunea noastră cu asta se ocupă, vrem să vă promovăm și vrem ca oamenii de acasă să cunoască și să aprecieze munca voastră. Da. Păi de asta m-am și gândit, chiar acum când îmi spuneai că ai colegi și ai mai văzut, fiind președintele tinerilor, da. Automat tu te învârți în anumite... mai multe domenii, zic așa. Exact, exact. Și cum vezi lucrul ăsta? Adică, presupun că ține și de actorie. Adică tu ești prezent la toate evenimentele, nu? Da, să zicem așa. Chiar și la actorie stăm foarte bine, pentru că avem un festival, că este la a doua sau la a treia ediție, Verde la Teatru, organizat de tineri, pentru tineri și cu tineri. Este foarte drăguț. Avem o trupă de teatru a Focșanului, Seism, în care sunt elevi din toate liceele.
Deci suntem activi pe toate planurile, și la voluntariat, sunt multe ONG-uri, fac parte dintr-unul. Sunt chiar suntem dezvoltați pe planul ăsta al tineretului. Suntem, cum am zis, adineauri acolo sus. Și trebuie să fim sprijiniți, pentru că noi suntem adulții de mâine, bun, zic așa. E perfect. Uite, de exemplu, dacă eu sunt, vreau să fac un sport, da? Și cum pot să aflu gen care, de, sunt oportunitățile, care sunt oportunitățile, care adică nu pot să vin pur și simplu la tine să te trag de mână pe stradă, auzi, dar cum fac și eu chestia, adică nu există un, cum să zic eu, un loc în care să vină un tânăr să spună, băi, vreau să fac și o actorie cu voi, sau vreau să fac muzică, sau dacă cunoști, adică există undeva un loc în care se strâng tinerii? Nu, da? Nu. Momentan nu. Totul, adică, totul, nu neapărat ca o ședință, dar da, ceva legat totul de... Totul se află din mediul online, de pe Facebook. Totul se află acolo și posibil dacă vedem un afiș lipit pe un copac, atâta. Mai da, mult nu. Dar în general, pe lângă teatru, că am înțeles că aveți un proiect foarte frumos, cam ce proiecte mai, cu ce proiecte se mai ocupă Consiliul Tinerilor? Consiliul Local al Tinerilor, pus că are deja niște proiecte care sunt tradiție. Avem acum pe 19 decembrie Moș Crăciun Internațional. Să nu spui că tu ești ăla. Parcă te și văd. Nu știu, anul trecut am prezentat, acum anul ăsta nu mai știu. În care liceele se întrec în probe de originalitate și reprezintă o țară și tradițiile de Crăciun. Pentru că este o sărbătoare foarte frumoasă în toate țările. Deci, practic, este o competiție între instituțiile, da, de învățământ, învățământ ale orașului. Okay. Așa, în ultima perioadă am mai avut în Piața Unirii, acum pe 1 decembrie, o să avem un parteneriat, Consiliul Județean al Elevilor. Mai avem de Dragobete, de 1 martie. Mă bucur că ai spus Dragobete și nu Valentine's Day. Da, da, pentru că Dragobete este... Da, Dragobetele, da, sunt ale specific noastre. Specific exact, românesc. Exact, să zicem. Pentru că toată lumea, mamă, vine Valentine's Day, Valentine's Day. Stai pe puțin, că nu e a noastră. Da. E sărbătoarea, e acolo, la ea. Și da, de Dragobete nu se întâmplă absolut nimic. Și acum chiar mă bucur că ai adus... Să vă și povestesc, tot am ajuns în acest stadiu. Am pus un panou mare în Piața Unirii. Și am rugat pe oameni să lipească un mesaj de dragoste către o persoană. Și au fost alese primele trei mesaje și au fost premiate acestea. Cu cocină romantică, cu un bilet la film, ceva semnificativ ca să-i apropie, deoarece este o sărbătoare pentru tinerii ce și drăguț, chiar oamenii, da, mai deci vârstă drăgostuți. Uite că aflăm unele lucruri de care nu știam. Da, deci sincer, chiar nu... La fel, numai pe Facebook a fost... Da, nu contează că a fost pe Facebook sau ne-a fost, dar s-a făcut ceva. Da. Adică e o chestie foarte drăguță să pui, să premiezi primele trei mesaje și să vină cineva acolo să lipească. Hai mă să pune, exact cum sunt, nu știu ce țară cu lacătul, știi? Te duci pe podul, nu știu care, lipești un lacăt, când ești cu... Franța. Da, în Franța. E o chestie de genul, adică e o chestie foarte, foarte drăguță și asta mă bucură că v-ați gândit la așa ceva. Nu mulți, adică noi putem să ne gândim. Da, băi, m-aș gândi să fac asta. Mă gândesc, dar nu vreau să fac. Dar de la a gândi până la a face este lucru... o diferență extremă. Că nu știi, bă, hai, ne luăm, facem, nu facem. Hai mă să facem, ne punem în plan, facem și cam asta e. Tu te implici, Dragoș, în, adică l-a ajuns pe Teo? Ești și tu acolo Consiliu Tinerilor sau... Nu, eu n-am treabă cu ceea ce face Teo. Dacă mi-ar cere ajutorul, aș ajuta de fiecare dată cu cea mai mare plăcere. În schimb, îl mai ajut când mai are nevoie de mine la o demonstrație, la un bal. Da, am avut demonstrații împreună. La o bătaie. Am avut, da, corect. Da, nu merge la sub, nu merge la bătaie. Deci Dragoș este mai mult axat pe sport. Nu, s-a axat pe sport, pe... Da. Bine. Dar spuneți-mi, băieți, sunt foarte curioasă, cum reușiți să faceți față atât sportului, tuteu, atât Consiliului, atât activităților acestea care implică artă și totuși reușiți să faceți față și cu școala, pentru da, că voi totuși încă sunteți elevi. Vreau să spun că tot dacă suntem în atâtea activități extracurriculare, nu neglijăm școala, pentru că școala este prioritară. Corect. Cât eu și Dragoș dăm la niște facultăți destul de importante, o să las pe el să spună. M-ați făcut curioasă. Dar eu zic că secretul este un program organizat. Nu trebuie să
te trezești la 10, 11 și să ai pretenția că vei face multe. Nu. Cine se trezește de dimineață, de parte ajunge. Sau mai este nou proverb, acum cine se trezește de dimineață ar vrea să mai dormă puțin. Adaptat. Păi atunci vorbiți-mi despre ce planuri de viitor aveți, pe plan de învățământ, unde vreți să dați mai departe, pentru că mai e puțin, voi sunteți clasa 11, da, se apropie bacul. Apropo. Bacul în momentul de față nu cred că este cel mai important lucru, pentru că, cum a zis, facultățile la care vrem să dăm sunt facultățile de top. Chiar sunt facultățile de top în momentul actual. Și admiterea este foarte grea acolo, ca să intri, acel concurs. Da. Eu vreau să dau la Academia de Poliție la drept sau la dreptul normal, orice aș face vreau drept, da. Așa, iar tău vrea medicină militară. Oh, da, niște care... țeluri foarte înalte, felicitări. Adică, mulțumim. Succes. Și este foarte mult de învățat cu pregătiri, cu, și cu antrenamente, chiar dacă în ultimul timp le mai rărim, pentru că adevărul este că din sport nu poți să faci bani dacă nu este un sport foarte mediatizat. Da. N-ai cum să faci bani. Fotbal de... și tenis trebuie să bagi mulți bani ca să ți iasă. Corect. La corect. Fel, și nu toată lumea poate. Și în dans, și în toate chestiile, pentru că faci foarte mulți bani din sporturile în care bagi mulți bani. Iar în sportul nostru n-ai... Aici, chiar nu, da. Chiar nu vă contrazic, pentru că și din punctul meu de vedere, eu ocupându-mă cu muzica și țin minte chiar asta, stăteam într-o zi și vorbeam cu un prieten de-al meu, chiar mă gândeam, băi, tu știi câți bani am cheltuit eu sau nu eu, ai mei. Cu muzica, deci să mergem pe la festivaluri, pe la peste tot, în concursuri, du-te colo, du-te dincolo. Da. Deci cu banii aia, probabil, cred că acum stăteam regește, ca să zic așa. Da. Dar e bine că investești într-un lucru care e bun pentru cultura ta. Băi, mie îmi place asta, hai să mă axez. Exact, ai lucrul ăla, băi, am făcut ceva, îmi place pentru că asta fac, da, și atunci nu contează cât cheltui. Atâta timp cât îmi place, e o problemă dacă nu-ți place, da. Și ești silit, nu, cum se întâmplă ziua de astăzi. Nu mamă, nu tată, tu te duci acolo, faci aia, pentru că aia e de viitor. Este o viziune destul de nu foarte ok, pentru că trebuie să copilul trebuie să facă ceea ce îi place. Corect. Asta va profesa și va ajunge sau, la un nivel destul de înalt. Sau sunt mulți părinți care încearcă să-și inducă copiii pe mult mai multe drumuri. Adică important este ca copilul să-și stabilească un țel, da. Exact ceea ce iubește el și ceea ce dorește el să facă și să meargă pe acel drum ca să poată să progreseze. Bine, are nevoie și de un drumare, adică nu contest. Trebuie să ai un sprijin. Adică, bă, hai să încercăm asta, chiar dacă îi spune părintele, băi, faci asta. Da, dar ok, hai să vedem, dar dacă îi place, că dacă nu îi place, nicio problemă, încercăm altceva. Adică trebuie să aibă sprijinul lor, dar... Nu. Ceea ce am vrut eu să spun este să nu faci mai multe lucruri deodată, pentru că nu ți va ieși niciodată nimic. Trebuie să te axezi pe un lucru, că ți iese, că nu ți iese, știi că te-ai axat pe el și ai făcut tot ce ai putut, ai dat tot ce ai putut. Și bine, de exemplu, în fotbal acum, scuze-mă că te întreb, dar în fotbal acum este, adică se practică și bătaie și fotbal. Literatura universală. E vorba că mă uitam la meciuri și mamă, ăla în loc să sară la cap, dădea cotul în cap. Și mă uitam, zic, mamă, ce mișcare mai fi și asta? Zic, o fi învățat, omul se duce, nu face sală, că și sportivii de la și fotbaliștii fac sală, dar ei nu fac sală, ei fac arte marțiale, probabil. Și pe teren, binocoa, ai la mingea, câte una. Deci cam despre asta e vorba. Acolo cred că sunt combinate mai mult. Dar bine, e un sport de alt nivel, acolo sunt alte lucruri, se învârt și sunt foarte... Deci, din punctul meu de vedere, fotbal în momentul de astăzi, mi se pare că acolo se învârt cei mai mulți bani. Da, dar eu zic că depinde. Internațional. Mă refer internațional și mă refer și astea mai mari, adică, adică și la noi, nu toate se nu toate, că așa te duci în divizia D, C sau acolo vin oamenii după seara de club, dimineața duminică se duc sâmbătă la club și dimineața vin de la club să jucăm fotbal. Nu, cel mai important lucru este să faci lucrurile astea pentru tine, adică faci un sport fă-l pentru tine. Simte-te tu bine, că vorbeam la un moment dat cu și Han Colin, este arbitru șef, să zicem, este șeful arbitrilor din Anglia și spunea că el pur și simplu și-a aruncat toate cupele, trofeele, medaliile, absolut tot. Și-a aruncat tot. Și l-a întrebat, de ce? Păi eu nu rămân cu ele în inimă? Eu rămân cu ele în inimă, nu mă interesează, n-am vrut bani, n-am vrut nimic, eu am vrut ca totul să rămână în mine, eu am făcut totul pentru mine.
nu? Mi se pare și corect. Este o chestie super ok, adică nu mi-a venit să cred, am rămas șocat, uimit. Toată lumea că se duce acolo vede, mă, vreau și eu cu aia, dar dacă au cu aia, oare primești niște bani după? Primești și eu ceva? Din sportul nostru nu prea primești nimic. Da. Nu primești absolut nimic. Eu zic că primești satisfacția, dar de primesc ajunge eu satisfacția exact de ajunge acolo. Asta este cel mai important lucru. Și, da, asta a fost ce am vrut să zic. Am fost uimit de ce a spus. Da, și... da. Nu, mi se pare, adică mi se pare super ok. Băi, fac ce fac, fac pentru mine. Da. Pentru că asta e treaba că, dar să iau și o cupă ca să arăt. Ia uite ce, ca să arăt ce am făcut. Ia uite ce, adică practic este un motiv de a te lăuda. Corect, da. Da. E, și atunci, băi, da, ok, ai și cupele, că na, se dă un simbol, am înțeles, sau un medal. Da. Le-am, astea le-am câștigat, dar vorba cum ai spus și tu. Dar ce fac aici? După am cupele alea și eu mă acces numai pe laudă, deci la un moment dat voi uita de ceea ce am făcut. Corect. Voi uita, atunci... voi uita de cupele alea, vor fi acolo pline de praf, nu mă va interesa de ele și ce, nu mai știu ce am făcut. Ce ai făcut acum 10 ani? Păi am fost și eu acolo și nimic, nimic. Da, da, da. Da, e frumos să afli așa anumite lucruri din viața unor oameni care pur și simplu sunt ca oricare altul. Mă duc îmi fac un sport, nu multă lume știe, dar uite că aflăm lucruri inedite și lucruri importante pentru noi, pentru cei care se uită la noi. Și cred că va fi baza acestei emisiuni cu siguranță, mai ales că acum da, s-a deschis așa și mai tare apetitul dacă am găsit oameni ca voi și îmi dă mult mai multă motivație să caut persoane cu și să promovez. Cu știi? Siguranță adică... vom găsi, Cosmin, pentru că orașul, să știi că este plin de copii și de adolescenți talentați care abia așa așteaptă, este, care abia așteaptă să, să-și spună ce au pe suflet, să audă cei de acasă cu ce se mândresc, cu ceea ce pot ei face și cu multe lucruri frumoase de care mulți oameni nu știu. Da, și exact, pentru asta, asta nici asta măcar este, nu sunt apreciați. Asta este problema la noi, dar o să... Eu cred că am ajuns totuși într-un an în care noi oamenii încercăm și ajungem să decidem și să înțelegem unele lucruri din viața noastră. Adică până acum, da, nu știu, nu mă interesează, dar cred că, adică mă uit și la mine la fel cu muzica. Referitor că acum suntem tu cu sportul, tu la fel, ești și președinte. Livia, tu cu ce te ocupi? Trebuie să mă ocup și eu cu ceva, nu? Și eu mă ocup tot cu muzica. Așa, te ocup cu... Eu mă ocup tot cu muzica, este și... pasiunea mea, de când sunt mititică. Am cântat și eu de mică pe la festivaluri, concursuri, știu și eu ce înseamnă să investești, să muncești, să treci prin emoții. Deci și muzica, bineînțeles. Și tu mai faci ceva, dar nu știi. Mai faci și emisiune. Corect. E un lucru. Și, pentru mine, și pentru mine e ceva nou, pentru că, sincer, eu n-am mai prezentat. Chiar dacă am fost prin mai multe locuri, la fel cum spuneam și cu Olivia, m-am ocupat cu muzica și am avut contact și cu televiziuni și știu cam despre ce este vorba acolo, dar... Și pentru mine a fost acum, hai să facem emisiunea. Zic, bine, ok, zic, mă, dar ce vorbim, ce, Olivia, hai să ne gândim înainte. Zic, băi, nu. Nu gândim absolut nimic înainte, zic, hai să ne întâlnim cu oamenii, să vorbim, pentru că tocmai despre asta este vorba, să ne cunoaștem, să vorbim, să transmitem emoții celor care se uită la noi, să fie mândri oarecum, pentru că trebuie să fii mândru. Dacă da, sunt vrâncean, nu focșenean, vrâncean, no, pentru că suntem în județul Vrancea, da? Păi sunt vrâncean, sunt mândru că băiatul la care nu-l cunosc, păi a făcut ceva, uite, eu acum aflu. Da, e un lucru bun, e un pas lucrul ăsta și... chiar vreau să te întreb, Teo, vreau să fac un pact cu tine, direct așa să fie, ca să gata, știe toată nu lumea. Nu sună bine. Nu sună bine, nu facem pact cu diavolul, nu, stai un pic. Fiind președintele Consiliului, am să te rog, când va fi un eveniment de genul acesta, să ne chem și pe noi, și pe mine și pe Livia. Pentru că vrem să cunoaștem mult mai mulți tineri, că sunt copii sau adolescenți ca noi sau orice, chiar și oameni mai în vârstă, că până la urmă și un profesor poate să facă un lucru de care noi nu știm. Vrem să descoperim fie... orice exact talent existent da, în acest oraș. Sunt multe evenimente în orașul nostru. Păi, și presupun că tu știi de da, ele, pentru fiind președintele Consiliului Local. Chiar o să vă sun și o să vă zic.
Da, e, chiar și așa poate face invizibilă toată activitatea tinerilor. Ne dorim să facem asta, deci repet, acesta este scopul emisiunii noastre, să facem vizibilă, să facem vizibile evenimentele care există în orașul nostru, evenimentele care vor să transmită artă, pasiune, muncă și toate aceste lucruri, bineînțeles, sunt datorate adolescenților, copiilor de la noi. Din punctul meu de vedere, nu este doar să facem emisiunea asta, nu este doar de să facem vizibilă toată această activitate, ci să și oferim tinerilor un zic așa, ambiția și să le dăm mesajul că doar prin muncă, prin dăruire și să facă ce le place, așa vor reuși. Cu nu, siguranță. Asta este și un mesaj motivațional pentru este tine. Este foarte important. Pentru că este emisiune pentru tine. Da. Mulți tineri, poate că și nouă ni s-a întâmplat, poate fiecare dintre noi s-a întâmplat acest lucru, în momentul în care treci printr-o greutate, în momentul în care poate dai de un eșec, ai tentația să te oprești, să renunți, ești dezamăgit, însă este foarte important să fii puternic și să lupți pentru țelul tău și pentru pasiunea ta. Este foarte important. Gândește-te că depinde dacă aș face, că e vorba de muzică sau actorie sau alt lucru, nu sport. De fapt, e un sport și ăsta până la urmă. Eu îl văd ca și un sport, adică nu e chiar atât de ușor să, că și dansezi în același timp, ai și cânti, dar adică pentru noi e mai ușor. Chiar acum îmi trecea o glumă până cam, mă gândeam, zic, băi, ok, sunt dezamăgit, n-am cântat bine, am luat mențiune sau n-am luat nimic. Am pierdut la șah, asta este, am pierdut la șah. Am nu știu ce, dar voi când luați bătaie? Adică e total chestia asta. Bă, ce ai făcut? Băi, am luat și bătaie, n-am luat nici nimic. Este un sentiment destul de ciudat pentru că când urci pe podium și mai ales pe prima treaptă, ai un sentiment foarte, un sentiment aparte. Și când vezi că ți-ai luat bătaie dintr-o neatenție sau în ultima secundă, mi s-a întâmplat să iau bătaie în ultima secundă, te simți așa, nu știu, fără puteri. Dar important este să treci peste momentul ăla și să spui că nu mai trebuie să muncești mai mult, așa te vei dezvolta și vei ajunge tu pe prima treaptă. Din câte am înțeles, tu ești în lotul național al României sau? Da, nu, al României, da. Al României, da? Da, Federația Română de Taekwondo. Ia, și tu, Dragoș, la tine? Da, normal. Și tu, normal, da. Da, normal. Și să zic, na, bă, știu că ai spus, modestie. Da. Lotul național restrâns al României. Da, uite ce frumos. Ar trebui la să mine, mă duc și la o emisiune de asta, la Eurovision, să particip și acolo în România, da. Deci am auzit foarte multe lucruri frumoase despre voi, am aflat foarte multe lucruri frumoase despre voi, dar eu am o mare întrebare pentru voi. Timp liber aveți? Da. Da? Ce? Pentru că adică facem și sport, învățăm, avem și timp liber. Sâmbătă după miață și duminică. Copilăria voastră, adolescența voastră, a avut parte de timp liber? Și are? Cred că problema noastră a fost că ne-am maturizat foarte repede. Cred că asta a fost singura noastră problemă. Plecând, adică cel puțin zic de mine. Da. Am plecat de așa de multe ori din țară, am plecat în astea cantonamente și am plecat singur. Adică nu eram cu mama, cu tata, nu, eram singur. Eram cu antrenorul, dar antrenorul meu probabil va avea altă problemă în acel moment, cu prietenii, dar cam atât tot. Și tu acolo trebuia să te descurci, trebuia să-ți dai seama ce trebuie să faci singur în momentul ăla, când vedeai așa de multă lume străină, într-o parte se vorbea o limbă, într-o parte o limbă și peste vreo 10 metri în fața ta se vorbea română, ce, ho, salut, așa? Cam atât și nici pe românul ăla e posibil să nu fi cunoscut. Probabil era din altă parte, din Timișoara și tu ești din Focșani, că da, nu ne prea știm, facem acum o cunoștință, te rog frumos, nu mă lăsa singur aici. Da. Și chestiile astea te maturizează. Și observând atâția oameni, făcând cunoștință cu atâția oameni, iei câte puțin din caracterul lor și îl adaugi caracterului tău. Dar chestia importantă acum este că trebuie să iei numai lucrurile bune. Pentru că eu am avut multe momente în care am lucrurile negative. Vedeam un mare sportiv cum câștiga și era arogant pe tatami. Zicea că am bătut, am lumea la picioare, nu mă mai interesează. Am câștigat și odată, la fel m-am comportat. Exact la fel. Am câștigat odată, la fel m-am comportat. Exact ca el. Eram arogant, ziceam, gata, nu mai este cineva să mă bată aici. Nu mai există nimeni. Nu mai este nimeni mai bun decât mine. Până când au venit alții, m-am uitat la ei, când trebuia să intru, m-am uitat la ei cu o mare aroganță. Am zis, băi, vă știți cine sunt eu? Ceva de genul.
când am intrat cu ei, mi-au arătat cine sunt ei. Și m-au au șters cu mine pe jos. De multe ori. Și asta mi-a arătat că, băi, oricât de bun aș fi, trebuie să mă trezesc în continuare, pentru că trebuie să ajung și mai bun. Ai punctat extraordinar de bine, Dragoș. Uite, un lucru foarte important. Sunt mulți copii, sunt mulți oameni adulți inclusiv, care în momentul în care ajung la câștig, intervine poate aroganța. Da, uiți de unde pleci. Da, uiți de unde pleci. Undeva unde... Este foarte important să rămâi tu. Pentru că, da, atunci ai cel mai mult de câștigat și atunci vei fi cel mai apreciat. Degeaba câștigi dacă caracterul tău este zero. Sau devine, apare schimbarea aceasta. Corect, corect, așa este. Continuăm discuția cu timpul liber. Da, chiar. Secolul 21 este un secol al vitezei. Nu vedem pe nimeni că stă undeva mai mult de 2 ore. Și eu zic că toate aceste activități extrascolare, școala în paralel, te dezvoltă. Da. Iar cu această dezvoltare te ajută să te descurci în viață, să reușești, să fii cineva și să fii, nu știu, numărul 1, cum se învăța și la sport, trebuie să muncești pentru a avea ceva. Da. Asta este esența lucrului gândit. Bine. Deci... Este un lucru, acesta este unul dintre lucrurile importante, iarăși de precizat, faptul că toate aceste activități, toată munca voastră depusă încă din copilărie, vă învață că este foarte important să muncești pentru a obține ceva în viață. Te formează ca om, ai o dezvoltare frumoasă. Da. Asta a fost și scopul pentru care eu m-am implicat în toate activități, să ai o dezvoltare cât mai amplă, pentru experiențe frumoase. Zic că copilăria asta care zis tu că teoretic am pierdut-o, nu a fost pierdută, pentru că am avut experiențe frumoase, am avut momente, am câștigat... prietenii frumoase și uite așa suntem fericiți cu ceea ce am făcut. Da, e un aspect vreau să-l punctez aici când am auzit că ai legat prietenii frumoase. Mai nou acum se leagă prietenii pe Facebook. Da. Adică și acum chiar stăteam și spunea că și el, nu neapărat că, da, v-a maturizat lucrul ăsta făcând sport, dar este un lucru bun din punctul meu de vedere, pentru că, cum ați spus și voi, cunoașteți oameni, vă împrieteniți și din țară de la noi și de peste hotare, da, adică da. Și bun, că păstrezi legătura pe Facebook sau pe un alt site de socializare, foarte ok. Pentru că n-ai mai cum pe ce să păstrezi legătura. Dar acum intervine chestia asta, intru pe Facebook, cine o fi tip asta, accept, gata, hai că suntem prieteni. Băi, adică, nu știu, eu cel puțin, bine, sunt și mai mare ca voi, așa, dar sper să nu dau în extrema cealaltă, adică să fiu comunist, da. Ca să zic așa, dar mie mi-ar plăcea acum să văd tineri care, nu știu, băi, să stea în parc, adică efectiv, nu știu, băi, hai să mergem cu oameni și te duci în parc, dar îi vezi, nu, dar cu telefonul. Dar îi vezi acum, exact, cu telefonul sau mâncând semințe sau făcând tot felul de caterinci și dacă treci pe lângă un grup și, na, de exemplu, cum se mai întâmplă, bă, mergi cu prietena ta de mână, treci pe lângă un grup în care un grup sunt mai mulți băieți și fac caterinci, adică, băi, asta nu mi se pare, adică suntem într-un moment în care, sincer, bă, nu știu, țin minte că eu când eram mic, ieșeam tot timpul, adică mic, hai să zic, acum 10 ani, 11 ani, da? Păi ieșeam afară, bă, hai să mergem să dăm cu piciorul minge, nu există FIFA acum, adică hai să fim serioși, ce să mă duc să-mi rup picioarele când pot să iau un joystick în mână să mă joc? E mult mai ok, înțelegi? Adică nu mai văd scripirea aia, adică cel puțin ieșeam cu prieteni, hai bă să mergem, unde mergem? Nu știu, hai să mergem undeva, pe un teren, să stăm, să râdem, să glumim, să, nu știu, să dăm cu piciorul într-o minge, adică asta mi se pare ok. Acum toți copiii și de 7-8 ani, telefon în mână, pe bordură, acolo lângă bloc, înțelegi, în fața scării, 7-8 înșirați și cu telefonul în mână. Joacă online, măcar... Da, exact. Măcar adică, socializează. Da, ce socializează? Cred că acum stau unul lângă altul și nu vorbesc. Ai zis că niște zombi. Exact. Ai niște zombi. Acum 10 ani, dar eu parcă mă simt bătrân, văd copii de clasa 5-a, 6-a, care fac același lucru. Deci acum 4 ani diferență între mine și ei. Și văd că eu pe vremea aceea jucam fotbal în curtea școlii. Deci la fel este o diferență. Exact, despre asta este vorba. Se micșorează acești ani. Asta e cum ai spus și tu, că trăim într-un secol al vitezei și se schimbă orice. Da. Acum foarte rapid pentru noi și noi vrem să ținem pas cu moda, ca să zic așa. Păi apăr nu știu ce telefon, gata, mi-l iau. Păi
gândește-te că trebuie să termin ratele la celălalt. De obicei cam asta se întâmplă, știi? Mama, apărut, nu știu ce, de ce tip de telefon l-ai luat frumos, nu știu ce, ți-ai făcut rate, la 2-3 luni apare altul. Păi ce fac? Păi vând pe ăla, mi-a chid ratele, să mai fac ratele, adică cam despre asta e vorba. Venim vorba de tehnologie, cum spuneai tu, Teo, mai devreme, o majoritate evenimentelor ce țin de Consiliul Local al Tinerilor sunt promovate pe internet, pe Facebook. Tocmai de aceea este motivul pentru care majoritatea evenimentelor, majoritatea proiectelor, majoritatea lucrurilor frumoase sunt promovate în ziua de astăzi pe internet. Pentru că adolescenții își petrec, cred că, mai bine de jumătate de timp pe zi, pe internet, și asta este cea mai bună modalitate de a fi informați cu privire la lucrurile importante. Bun, ce vreau să te întreb, Teo, tu ai cum, adică, referitor la Consiliul Local, există o pagină de Facebook? Există. Da? Păi spune-ne câteva detalii, adică să știe, presupun că acolo pe Facebook o să aflu ce eveniment urmează, unde va fi. Este pagina de Facebook oficial Consiliul Local al Tinerilor. Este o pagină cu câteva sute de like-uri, destul de bunicele, lumea știe de noi. Acolo avem un proiect online, pentru că oamenii la fel sunt tot timpul pe telefon, în care fiecare zi postăm ce a zis un om mare, un citat, să motivăm lumea. Este un proiect online care o să vezi, în fiecare zi o să postăm altceva. Acolo anunțăm proiectele, acolo anunțăm cam totul, pentru că pe ziar ziarul nu mai citește nimeni. Decât... Da, e ziar online acum. Da. De vedeți, ziar online... s-a dus totul într-o altă eră. Suntem prezenți peste tot, până și fotografia de copertă este sunt mai multe cuvinte puse aleatoriu, iar principal este leadership. Pentru că activitatea extrașcolare, leadership-ul este cel mai important, se dezvoltă cel mai mult, pentru că acolo înveți să fii un om de valoare și care te pregătești pentru viitor. Am înțeles. Și ați primit cumva, de exemplu, pe Facebook vreun mesaj de la un părinte sau chiar de la un copil care ar vrea să participe la un eveniment? Adică poate? De exemplu, dacă eu ți-aș spune, bună Teo, eu sunt Cosmin, când și la evenimentul care vreți să-l faceți voi peste 2-3 săptămâni, aș dori să particip ca voluntar, și eu. Ca voluntar. Păi, normal. Da. Se poate, avem voluntari, avem la proiectele mari, la proiectele în care trebuie să mergem diferite orașe, m-a fost și cel de Dragobete, să strângem bilete de la oameni. Ne trebuie voluntari, pentru că noi suntem în Consiliu 20 de oameni. Și 20 de oameni nu poți să acaparezi un oraș întreg. Și atunci avem nevoie de voluntari, iar acei voluntari vor primi o diplomă semnată de mine și de câte primarul orașului, în care te va ajuta pe viitor, pentru că voluntariatul este foarte bine văzut în afara țării. Iar, am observat că și la noi, moda aceasta cu voluntariatul se dezvoltă din ce în ce mai bine. Eu vă spun din proprie experiență, ziua de astăzi, mai ales dacă te duci în capitala țării noastre, instituțiile private apreciază foarte mult când un doritor pentru un anumit loc de muncă la ei vine cu un CV plin de activități de voluntariat. Deci sunt foarte apreciate în ziua de astăzi și încurajez chiar toți tinerii, toți adolescenții să facă cât mai multe activități de voluntariat, pentru că vor fi foarte apreciate pe viitor. Păi, despre asta este și vorba, Liv, pentru că am cunoscut multe persoane care au făcut voluntariat, dar până într-un punct, adică și-au plecat pe aceeași idee pe care presupun că o au mulți, bă, dar de ce să mă duc să fac lucrul ăla? Adică, bun, îl fac o dată de două ori, de trei ori, dar nu simt nimic. Și când zic nu simt nimic, mă refer la financiar. Da. Da, pentru că, cu siguranță, și voi, adică și voi la Consiliu ați întâmpinat lucrul ăsta și nu numai. Pentru că, bun, hai, te ajut o dată, de două ori, de trei ori, de patru ori, dar și ce fac, mă? Vin așa, muncă în folosul comunității ca să ce? Mai bine stau acasă, mă uit la un film. Dar ei nu-și dau seama că pe viitor... Adică, implicarea aceasta este... Corect. Mergi, cunoști persoane, faci cunoștință cu un om care e important, nu știi, dar poate se ocupă cu altceva care pe viitor s-ar putea să te ajute. Știu, am cunoscut persoane de genul și că n-au ajutat, am avut nevoie de ajutorul lor și am putut apela la ei. Iar acest voluntariat este văzut ca experiență la firmele private, cum a zis și Livia. Este văzut ca experiență și ca să te angajezi fără experiență, nu poți, nimeni deci, nu te ia. Trebuie să începi de undeva. Indiferent că faci acum sau că faci mai târziu,
Deci, indiferent dacă îți convine sau nu, la un moment dat tot vei fi nevoit să faci voluntariat ca să-ți găsești un loc de muncă, da. Pentru că la orice loc de muncă se cere experiență. Și, în general, ca să capeți experiență, este nevoie de voluntariat. Plus, cum au spus și, cum ați spus și voi mai devreme, prin intermediul voluntariatului ai ocazia să cunoști foarte mulți oameni care te pot ajuta pe viitor. Da. Așa se deschid anumite uși. Corect. Foarte bine. Foarte bine. Da. Da, bine, se deschid uși, te dau afară, intri pe geam. Știu cum e, da, treaba, de fapt știm cum e treaba, că așa e la noi, n-avem ce să facem. Adică probabil că așa o fi și în alte părți, dar noi trăim cu ideea asta că așa e la noi. Dar, băi, ce să zic, eu sunt foarte fascinat de voi, sincer. Adică experiența asta voastră, că ați făcut, tu te ocupi cu Consiliul Tinerilor, tu ai făcut un sport de performanță și îl practici în continuare. Și mă bucur când aflu și cunosc oameni noi, cum sunteți voi, lucrurile astea. Adică și pentru mine îmi dați o motivație, sincer. Adică, bă, uite mă, omul ăsta a reușit, a făcut. Și chiar dacă n-ai ajuns unde vrei, pentru că toți vrem să ajungem cât mai sus, cât mai sus, cât mai sus. Și niciodată nu e de ajuns. Pentru că asta este spiritul unui învingător, până la urmă, da? Cum și tu, băi, am ajuns, sunt ok, am luat locul ăla, am luat centură, am stat 5 ani cu centura, dar parcă... Nu mă opresc aici. Ai vrea să mai schimbi ceva, da, să mergi un pic mai sus. Da, așa e. Cam asta trebuie să gândim și acum și mie mi-ați dat așa o stare de asta de impuls. Ai dreptate, Cosmin, și eu mă simt mai motivat în momentul de față. Da, pentru că mi se pare normal că... Cunoști oameni, despre asta e vorba, cunoști ce faci, acum automat, este vă pe stradă, salut Teo, ne-am cunoscut ce faci, ia zi-mi, ce mai e prin Consiliu, salut Dragoș, tu ce ai făcut, bă, nu, stai, nu, cam mai e treaba, da. Adică despre asta este vorba și sincer să fiu, chiar mă bucur că v-am avut invitați și... Vă mulțumim siguranță, foarte mult pentru prezență. Cu siguranță prezență, o să mai veniți. O să vă mai lăsăm un pic să mai câștigați câteva premii. Tu să... Ți-am zis, mă suni. Te și sun. Pe mine sau pe Livia. Da. Ne ții, da, la curent cu proiectele voastre, cu proiectele care se află în cadrul Consiliului Local al Tinerilor, pentru că atât noi cât și telespectatorii noștri sunt foarte curioși să afle ce mai este nou și care sunt oportunitățile existente în orașul nostru. Suntem foarte bucuroși că ați fost alături de noi astăzi. Așa, oricum o să punem și noi un pic mai mult accent, pentru că fiind prima ediție de emisiune, vă dați seama că noi eram așa, zic, băi, trebuie să mai completăm anumite lucruri, să avem și o pagină oficială, Ora Adolescenților, o să pomenim de-aia probabil emisiunea viitoare, în care puteți să ne adresați întrebări sau cei care sunteți doritori să veniți la noi în emisiune, să discutați cu noi ca să aflăm cât mai multe despre voi, puteți să... Ne lăsați un număr de telefon, un mesaj și noi vă contactăm. Da, un mesaj, un număr de telefon, probabil că în câteva zile vom da drumul și la pagina de Facebook Ora Adolescenților și ne veți găsi acolo oricând, la orice oră, că tot e tehnologia, da, în floare acum și puteți, da, sta cu telefonul oricând, vă putem răspunde și, de ce nu, veniți chiar aici alături de noi să discutăm cum am discutat și cu Teo și cu Dragoș. Și să cunoaștem mai multe talente care sunt la noi, cum am vorbit și spuneam că nu se știu de foarte mulți tineri care, da, fac ceva pe zona noastră și totuși nu știm. Sunt foarte mulți, da, deși, da, nu știm, sunt foarte mulți și suntem nerăbdători să aflăm câte ceva despre fiecare. Sperăm să vă descoperim cât mai curând. Da, și cam atât pentru astăzi. Dragoș, Teo, vă mulțumim foarte frumos că ați fost alături de noi. Vă salutăm, dragi telespectatori. Să aveți o seară plăcută în continuare și ne revedem sâmbăta viitoare de la ora 18:30. O seară frumoasă! O seară bună!